Această rubrică a fost oferită de Focality. De În anul 1867 s-a născut Gustav Mannerheim. A fost un militar și politician finlandez. A fost al șaselea președinte al Finlandei în perioada 1944-1946 și a început cariera militară în armata imperială rusă, devenind conducător al armatei în timpul războiului civil finlandez din anul 1918 și apoi în timpul celui de-al doilea război mondial. Este primul și singurul care a primit titlul de mareșal al Finlandei. În anul 1893 s-a născut arma Mand Călinescu, a fost un jurist, filosof, om politic, ministru și prim-ministru român. A fost asasinat în București pe 21 septembrie 1939 de către un comando legionar condus de către avocatul Miții Dumitrescu. În anul 1939 s-a născut Alexandru Arșinel. Este un actor român de comedie care a contribuit la teatrul de revistă, televiziune și film. El este director al teatrului de revistă Constantin Tănase din București. În anul 1975 s-a născut Scut Angelina Jolie. Este o actriță și regizor de film de origine americană, laureată a unui premiu Oscar, trei premii Globul de Aur și două Screen Actors Guild Awards. A fost numită de către Forbes cea mai bine plătită actriță de la Hollywood în anii 2009, 2011 și 2013, viața ei fiind pe moment una dintre cele mai mediatizate. A fost numită cea mai frumoasă femeie din lume de către reviste precum Vogue, People sau FHM. În anul 1000 1798 s-a stins din viață Giovanni Giacomo Casanova. A fost un aventurier amoros italian, originar din Veneția, devenit celebru prin peripețiile sale galante evocate în Memories, povestea vieții mele, scrise în perioada 1791-1798, care cuprind existența sa aventuroasă și experimentele sale, convingerile sale care se remarcă printr-o bună cunoaștere și descriere a moravurilor epocii. În anul 1801 s s-a din viață Frederick Mühlenberg A fost un preot și un politician american, primul speaker al Camerei Reprezentanților Statelor Unite ale Americii. În anul 1925 a murit Gheorghe Dima. A fost compozitor, dirijor și pedagog de origine română, membru de onoare din anul 1919 al Academiei Române. În anul 1961 s-a stins din viață Alice Voinescu. A fost scritor, eseist, profesor universitar, critic de teatru și traducător de origine română. A fost prima româncă, doctor în filosofie. A publicat cărți de filosofie, estetică și teatru. Postum îi apare și masivul jurnal care acoperă perioada interbelică și cea comunistă. În anul 105, împăratul Traian părăsește Roma pentru a da al doilea război împotriva dacilor, război desfășurat între 105 și 106. În anul 1919, Congresul American aprobă cel de-al 19-lea amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii, care garantează dreptul la vot al femeilor. În anul 1920, se încheie tratatul de la Trianon între puterile aliate și Ungaria, recunoașterea pe plan internațional a Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. În anul 1989 au avut loc tragicele evenimente din piața Tiananmen. Armata a invadat piața și a reprimat sângeros mișcarea de la Beijing. Tinerii adunați în piața, al cărei nume s-ar putea traduce prin Poarta Păcii Cerești, manifestaseră începând cu data de 22 aprilie 1989 pentru reforme democratice și pentru inițierea unui dialog cu guvernul comunist. De Focality. Această rubrică a fost oferită de Focality.